Dragi prieteni, nou invitat de seamă astăzi la Play Sport, așa cum v-am obișnuit de multă vreme, îl avem alături de noi pe Adrian Mutu, noul antrenor al Rapidului. Bună ziua, Adrian, mulțumim frumos că ai acceptat invitația Play Sport. Cu plăcere. Sunt 3 săptămâni aproape de când ai preluat conducerea Rapidului. Cum ai reușit să intri în... cum se simte așa spiritul Rapidului din interior? Oh, da, într-adevăr, sunt aproape 3 săptămâni de când sunt aici. Se simte acest spirit care există de mulți ani, l-am simțit și eu. Nu mai simțise de mult, să spun, la o echipă așa, și mă refer că atunci când am simțit acest lucru era și la Dinamo când eram copil, în sensul că de la hotel la stadion, când se merge, se pune numai imnul, se cântă numai melodii cu Rapid, cântă numai imnul Rapidului. Pasiunea și presiunea pe care o pun fanii și, bineînțeles, prezența lor la stadion, care tot timpul e număr foarte mare. Spune-mi 3 lucruri care te-au atras în mod special atunci când ai ales Rapidul și care poate au fost decisive în opțiunea ta către Giulești. Păi, dorința, în primul rând, dorința de a antrena zi de zi. Faptul că e Rapid București, un club de tradiție și un club mare al României. Și m-aș opri la două, pentru că și având oportunitatea de a antrena un club, și bineînțeles că îmi dau seama că dacă lucrurile merg bine, totul va fi în favoarea mea, în sensul că e un club care e urmărit și are suporteri foarte mult, și atunci toate rezultatele bune, normal că se amplifică. În același timp, există și posibilitatea ca să se amplifice într-o, să spun așa, negativ, dacă nu ai rezultate. Dar, pe total, această experiență, că cred că va fi benefică, indiferent cum va fi, pentru că m-am format ca antrenor, va da experiența aia de care orice antrenor are nevoie. Un prim moment la Rapid în care vei intra în istorie, da? Inaugurarea stadionului din Giulești, un moment important în istoria clubului, un amical cu Poli Timișoara, care se anunță un eveniment grandios și important pentru Rapid. Ce aștepți de la acest moment al inaugurării stadionului, de la acest eveniment, și ce importanță are pentru tine faptul că vei fi actor în această piesă? Da, bineînțeles că mă bucură faptul că fac și o parte ca antrenorul echipei de acest eveniment. Este un eveniment foarte important pentru toți rapidiștii din România. De aceea s-au și vândut biletele în 2 ore. Va fi un eveniment și lung, sau mai lung decât de obicei. Pentru mine este important că stai aici, a fost, să spun așa, am avut norocul ca prin conjunctura asta să particip la acest eveniment și vreau să mă bucur de el. Te-au deranjat în vreun fel discuțiile care au fost în jurul acestui eveniment vis-a-vis de numirea lui Adrian Mutu, raportat la opțiunile care mai existau la un moment dat, Pancu și Mudică? Te-au deranjat discuțiile astea din spațiu public pe această temă? Nu m-au deranjat. Așa cum am și am declarat, pe undeva am înțeles și pe Pancu și pe Șumudică, pentru, să spun așa, supărarea asta, pentru că ei sunt rapidiști adevărați și probabil și-ar fi dorit foarte mult. Dar eu fac meseria, nu că atunci când am acceptat să fiu antrenor Rapidului, chiar nu m-am gândit la acest eveniment și nici nu știam când va fi. Deci, mergem înainte, eu îmi fac datoria ca antrenor și spuneam, mă bucur că am șansa să văd așa și să fiu prezent și parte dintr-un astfel de eveniment pentru un astfel de club important al României. Barajul pentru Conference League e o țintă pe care o ai așa în minte în momentul ăsta? E ceva ce mi-aș dori, bineînțeles, dar nu este, să spun, un obiectiv imediat, în sensul că obiectivul meu, și așa cum le transmit și băieților, e ca fiecare meci să fie important și după aceea vom vedea unde ne va duce abordarea asta foarte serioasă pe care o avem la fiecare meci, fără a ne gândi la rezultatul final din
care bineînțeles va fi efectul acestui fapt. Deci vreau, ideea mea să luăm meci cu meci, pentru că în perioada asta trebuie să o folosim în primul rând să rămânem matematic în Liga 1, iar atunci când se va întâmpla și o construire a echipei și o evaluare a jucătorilor pentru sezonul următor. Poți explica un pic episodul cu Edi Stăncioiu, cu observațiile, să le zicem, ale galeriei și presiunile care au existat pentru Edi Stăncioiu să renunțe? Mulți, inclusiv în spațiu public, au interpretat ceva de genul: domnule, asta e un semn de slăbiciune din partea lui Adi Mutu, care a renunțat la un secund sub presiunea tribunei. Ești de acord cu optica asta? Nu, pentru că nu a fost așa și lucrurile au stat cu totul altfel. Într-adevăr, suporterii și-au exprimat vehement această, să spun așa, această numire a lui Edi Stăncioiu ca secundul meu din cauza trecutului lui stelist și probabil declarațiilor pe care le-a avut Edi de-a lungul permanenței lui la Steaua, dar la FCSB. Dar nu am fost eu cel care a renunțat la Edi Stăncioiu, ci Edi Stăncioiu a renunțat pentru că și-a dat dovadă de maturitate, pentru că nu s-a simțit bine, bineînțeles, la tot ce s-a întâmplat și faptul că ține la mine și avem o relație mult dincolo de cea profesională și suntem prieteni de familie și se dea seama că nu știam cum vor merge lucrurile, dar într-un final, probabil, dacă nu renunța, probabil toate astea se răsfrângeau asupra mea. Eu i-am spus că indiferent de decizia pe care o va lua, pentru că eu nu l-am înlăturat eu, ci indiferent de decizia pe care o va lua, voi fi alături de el. Săpunarul Grigore, doi oameni importanți în vestiarul Rapidului, ai fost coleg cu ei, da, la echipa națională. Săpunarul, un jucător de la care mulți sperau că va reintra în circuitul echipei naționale odată cu numirea lui Edi Iordănescu, nu este în lotul pentru primele două amicale. Ai discutat cu el în perioada asta în ce măsură ar fi dispus să renunțe la decizia aceasta de a se opri de la echipa națională? Ai avut vreo discuție cu el pe tema asta? Da, bineînțeles că am avut. Și își păstrează opțiunea, probabil. Nu, eu cred că el merită, pentru toată cariera pe care a avut-o, el merită să fie convocat la echipa națională și nu numai pentru cariera că a avut-o, în principal pentru evoluțiile pe care le-a avut în acest sezon. Eu cred că este unul, și el și Dragoș Grigore sunt cei mai buni jucători din Liga 1 sau cei mai buni fundași central din Liga 1, mai bine spus, după părerea mea. Și cred că nu o spun doar pentru că sunt jucătorii mei sau că au fost colegii mei. Nu s-a întâmplat. Probabil dacă va avea evoluție așa cum le-a avut până acum, de când sunt eu, probabil va fi convocat în iunie. Dar dacă nu s-a întâmplat acest lucru, asta îmi spuneam și lui și el știe foarte bine și începe și chiar cu antrenamentul de astăzi, am văzut o atitudine foarte bună lui, că trebuie să folosească această, să spun așa, perioadă pentru a se pregăti și fizic a fi și mai bine decât era înainte. Adică el, dacă va fi convocat, va răspunde convocării, nu va mai invoca această idee a retragerii, nu? Eu direct nu l-am întrebat, eu i-am spus că mi-ar plăcea mie ca el să fie la echipa națională, ca ei să fie la echipa națională amândoi, iar dacă va fi convocat, asta e decizia lui Cristi și vă va spune el. Ideea e că chiar dacă are 38 ani, demonstrează că are valoare și e un jucător valoros. Asta e cel mai important. Cum abordează însă antrenorul Adrian Mutu anumite episoade ale lui Cristi Săpunaru? Și mă refer aici la anumite episoade mai aspre care au existat chiar în acest sezon. Dar mă refer la episodul cu István Kovács, cu acea contră pe teren, la meciul cu Universitatea Craiova, când a existat o contră cu cineva din tribune. Episoade care poate l-au pus într-o postură mai sensibilă. Cum vede antrenorul Adrian Mutu astfel de momente din partea lui Cristi Săpunaru? Păi nu știu ce să spun, pentru că eu de când sunt aici nu am avut astfel de parte de astfel de momente cu Cristi. Iar probabil atunci când a avut acele momente, să nu uităm că el e în primul rând rapidist 100% și probabil în acele momente a fost luat puțin de val
și datorită acestui fapt, pentru că își dorește foarte mult să aibă o victorie cu Rapid. Eu, în general, vorbesc cu jucătorii mei și cu echipa mea și le spun că o agresivitate este bună, dar agresivitatea aia pozitivă, în sensul și sportivă. Cealaltă nu face decât să dăuneze echipei. De aceea Cristi trebuie să fie atent și sunt sigur că va fi atent cu mine, pentru că am avut această discuție și este un băiat inteligent și știe că în unele momente trebuie să comporte chiar ca un capitan. Rareș Ilie este unul dintre copiii care vin din spate în grupul Rapidului, un jucător comparat în spațiu public cu Octavian Popescu mai nou. Spune-ne un pic despre perspectiva acestui băiat și în ce măsură ți se pare just această comparație cu Octavian Popescu în momentul de față. Dar nu trebuie să fie o comparație între ei, pentru că nu e o concurență între ei. Ei sunt, după părerea mea, tinerii jucători, cam așa, cei mai promițători, să spun, la momentul de față. Bineînțeles că încă sunt, adică la 18 și 19 ani cât au, respectiv 19 ani cât avea Popescu, deci sunt încă tineri și trebuie să avem grijă de ei, să-i îndrumăm pe drumul cel bun, să le formăm o mentalitate de profesioniști adevărați, pentru a putea scoate din ei fotbaliști pentru echipa națională. Sunt convins că păstrezi în memorie duelurile cu Rapidul din perioada ta de jucător și mi-amintesc un Dinamo Rapid 2-1, chiar cu puțin timp înainte de a pleca în Italia, când ai marcat golul victoriei într-o lovitură liberă. Presupun că îți amintești un moment de genul. Da, pe stadionul Dinamo, da. Cum erau derbiurile cu Rapid atunci? Altă mâncare de pește decât pare să fie acum, din cauza situației celor de la Dinamo, în primul rând. Da, în primul rând, cele două echipe erau între primele 3-4 din România la momentul acela, tot timpul. Acum, în Dinamo, sau nu acum, de vreo 2 ani, 3 chiar este într-o situație periculoasă și tot timpul pentru ei. Și normal că am și jucat cu ei și normal că atunci și meciul, dacă două săptămâni, a arătat că Rapid în momentul ăsta echipa mai valoroasă. Dar nu contează. Deci o să vedeți că dacă și la anul se va întâmpla să jucăm iar acest derby cu ei și cu FCSB, va fi cu stadionul plin așa cum a fost și pe vremuri. Această rivalitate a rămas și va rămâne probabil pentru totdeauna. O remarcă mai veche a unui fost coleg de-al tău, e vorba despre Dani Coman, care spunea la un moment dat că, domne, eu pe Mutu nu l-am văzut niciodată la un antrenament să dea doar 90% din ceea ce trebuie să dea. Cum e antrenorul Mutu din punctul ăsta de vedere și cât de exigent este antrenorul Mutu raportat la această chestiune vis-a-vis de jucătorii lui? Sunt foarte exigent, pentru că așa am fost și eu în antrenamente, am dat totul, am dat numai 100%. M-am implicat și asta cer și de la băieții mei. Prefer să fac antrenamente mai scurte, dar calitatea să fie la nivel înalt și nu accept dacă nu au o atitudine corectă față de antrenament, pentru că antrenamentul, ora aia de antrenament cât e, trebuie să o folosim în favoarea noastră pentru a învăța lucruri, pentru a deveni mai buni în general. Iar eu asta îmi doresc, ca ei să-și îmbunătățească calitățile, să devină o echipă mult mai puternică. Dacă nu am avea o atitudine corectă la antrenamente, probabil n-am reușit acest lucru. De aceea țin foarte mult la acest lucru și la mine nu se discută. Orice antrenament trebuie tratat 100%. Ca o paranteză tot despre Dani Coman, povestea la un moment dat un drum spectaculos făcut într-o remorcă plină cu var de la Constanța. Da, am și eu poză. Îți mai amintești episodul ăsta? Am venit noaptea de la echipa națională și nu știu ce s-a întâmplat, dar trebuie să luăm ocazie cum era. Și ne-a băgat acolo într-o basculantă de asta care a se nisip înainte și a fost groaznic, pentru că cuvântul ăla și cu care, sau un fel de vortej așa care se formă în cupa aia. Ne deranja foarte tare și ne-am mers până la Pitești cu un prosop în cap toți trei și aia a fost la acel un moment simpatic. Da. Avem chiar o poză. Am o poză că ascult. Stai când suntem așa sub prosop. Poate o facem publică la un moment dat, cu acceptul tău. Adi, dacă ai putea să aduci la Rapid în momentul de față un singur jucător român din Liga 1 și ar depinde doar de tine, la care te-ai opri? Fără să invocăm alte aspecte. Aș prefera să nu zic un nume, pentru că după aceea s-ar interpreta și știi cum e, și s-ar inventa altfel de povești. Dar te asigur că sunt mulți jucători români și cu mulți cu care am lucrat la Under 21, care aș vrea să iau lângă mine. Sezonul ăsta pentru tine e cumva un fundament pentru a ataca din sezonul viitor play-off-ul cu Rapidul?
Cam ăsta e planul pe termen mediu, să spunem? Încercăm să extragem esența cea mai bună din tot acest sezon și din tot dotul pe care le avem pentru a putea construi ceva important pentru centenarul care va fi în sezonul viitor. De aceea cred că în sezonul viitor vom avea nevoie de jucători importanți pentru a putea avea acest obiectiv. Deci, eu îmi doresc, bineînțeles, cred că îmi doresc, ca orice antrenor îmi doresc acest lucru, dar aici trebuie și clubul să fie lângă mine și să mă ajute din punctul ăsta de vedere. Povestea la un moment dat Pițurcă, din perioada în care tu erai jucător, că nu te vedea niciodată în postura de antrenor și niciodată nu i-ai spus sau n-ați vorbit despre această intenție ta de a deveni antrenor. Ai și început la un moment dat pe alte posturi, la Dinamo, director sportiv, președinte. Care a fost declicul care te-a determinat să pornești finalmente pe această latură a antrenoratului? Am avut, așa să spun, gândul ăsta și ascuns într-o casetă acolo undeva, dar declicul a fost după ce am avut, să spun, am ocupat niște posturi în administrație, de la Dinamo cât și la echipa națională. M-a făcut să cred că nu asta e ceea ce îmi doresc eu și nu am văzut că eram tot timpul atras de teren, de a fi pe teren, de a fi cu echipa și pe undeva eram obligat să stau într-un birou sau să discut altfel și alte lucruri decât mi-ar fi plăcut mie și la un moment dat am zis, gata, nu e pentru mine, eu vreau să devin antrenor și am început să iau toate licențele cam târziu, dar să le iau de la capăt și într-un final am obținut și licența pro. Am avut posibilitatea și norocul să și încep să antrenez când aveam licența, ceea ce a fost foarte important pentru mine, pentru că antrenorul care sunt acum în 2022 față de cel care eram în 2018, că este cu totul altceva, probabil, și nu probabil, m-am maturizat și ca om, am schimbat foarte mult ca om și probabil acest lucru se vede și în antrenament. Rămânând la tema Pițurcă și la o temă care a tot fost dezbătută în spațiu public, celebra blocare a ta, să zicem așa, în ghilimele, la 35 de goluri pe lista echipei naționale la egalitate cu Hagi. Ai undeva în suflet un regret legat de faptul că Piții poate nu ți-a dat șansa unor meciuri suplimentare să poți să depășești această barieră? O ai păstrată undeva așa, într-un sertar, cum spuneai tu, această părere de rău? Nu, pentru că nu cred că Pițurcă nu m-a convocat din acest motiv. Eu cred că sigura părere de rău e probabil că n-am devenit, să spun, singur golghetor României pe locul 1, pentru că aveam posibilitatea aia, să marchez mai multe goluri. Am regrete că n-am acceptat meciuri cu echipe mult mai slab cotate decât România. N-am venit nici la multe amicale, pentru că dacă vă uitați din 35 de goluri ale mele, o să aveți o surpriză să vedeți că vreo 27-28 sunt numai meciuri oficiale și foarte puține cu echipe gen Luxemburg și așa mai departe, așa cum eram atacat în spațiu public de unii oameni care spuneau că am dat gol cu astfel de echipe, dar dacă se uită bine și chiar te-aș ruga să te uiți pe statistică și să pui acolo, să vedem cu cine am dat eu golurile și să vedeți că echipele alea nu erau chiar așa de slabe, dar ca orice sportiv, concurența pentru mine e importantă, așa cum a fost și când eram fotbalist. Și de ce să mint? Mi-ar fi plăcut să fiu doar eu golghetorul echipei. Dar asta nu înseamnă că Piții a avut, eu nu cred că Pițurcă a avut nicio treabă cu asta, pentru că dacă eu eram într-o formă bună, eram convocat, pentru că acum fiind antrenor, îmi dau seama că niciun antrenor nu își periclitează poziția sau își pune în pericol poziția neconvocând un jucător în formă. Ai avut însă niște momente destul de aspre cu Pițurcă la un moment dat, în special spre finalul carierei. N-a fost chiar o prietenie între voi la momentul ăla? Nu e vorba de prietenie foarte mare, care, sau eu știu, am avut momente, pentru că atunci când ești jucător, de multe ori când ești sau e o atitudine în față de unele lucruri din doar din perspectiva ta și nu vezi out of the box, cum spun englezii, și reușești să vezi mai mult decât pătrățica ta, dar analizând tot ce s-a întâmplat, să spun că nu am nimic împotriva nimănui. Mă bucur că l-am egalat pe Gică, pentru că, într-adevăr,
ceva senzațional și pentru mine povestea încheiată. Care e cea mai mare dezamăgire a ta la nivelul echipei naționale, per total? Că nu m-am calificat și la un mondial. Adică suntem la subiectul echipei naționale, o să încerc să-ți livrez așa câteva, două, trei meciuri din palmaresul tău la echipa națională, să ni le amintim un pic. România-Grecia 0-2, 29 martie 2000. Ce spune meciul ăsta? Probabil debutul meu la echipa națională, nu? Da, da. Da. Ce-ți mai amintești? Știu câte minute am jucat. Mi-aduc mai mult aminte România-Cipru de la Constanța și primul meu gol la echipa națională. A doua prezență pentru România. 11 metri, cu Hagi în teren. Atunci când Gică m-a lăsat să bat 11 metri. Ai simțit că plutești atunci, probabil. Da, seama. Atunci când se îndeplinește un vis, că pentru mine a fost un vis și să joc pentru echipa națională și o onoare. Și în momentul, bineînțeles, fiind atacant, să și marchez, simțeam așa că încep să ajung fotbalist, ca să spun așa. România-Slovenia 1-1 noiembrie 2001. Un da, moment și ratarea, dur. Ratarea calificării cu Gică Hagi pe bancă, dacă nu mă înșel. Da. Da. Pe un teren infernal, da? Da, pe un teren, pe Ghencea, cred că am jucat atunci, da. Cu lacrimile lui Contra, care au rămas emblema acelei partide. Da, că Cosmin a fost și marcatorul golului și am primit un gol incredibil la un jucător care nu marcase niciodată pentru Slovenia, dacă nu mă înșel, nu? Nemeritat ce arătare la calificări, nemeritat după părerea mea, era o echipă foarte bună. La rămâne o apăsare așa pe suflet momentul ăla, bănuiesc. Da, e ceva care sunt niște momente în viața, să spun așa, unei echipe și în viața unui sportiv și unele înfrângeri, să spun așa, lasă un semn pentru totdeauna. Septembrie 2003, Danemarca-România 2-2. Alt meci care... Ai și marcat atunci? Am și marcat, eu și Pancu. Și cu primirea unui gol incredibil pe final. Pentru 95-96. Că meciul era deja terminat de secunde bune. Da. Un meci pe care l-am jucat bine, echipa a fost în formă, eram și în deplasare, o echipă bună. Păcat. Puteam să gestionăm, după părerea mea, mai bine faza premergătoare golului, când atunci când am avut noi un corner. Probabil dacă gestionam mai bine și, să spun așa, am fi tras puțin mai mult de timp la un corner, că puteam să, în loc să-l batem scurt, l-am bătut în careu. Probabil acum am fi avut calificarea, dar asta este viața. E celebrul corner al Dorinel Munteanu și Pui Iordănescu povestea peste ani, te-a schimbat chiar în prelungire atunci, în momentul 92-93, da, adică n-ai mai prins fix golul egalizator. Prins, eram pe bancă, da. Erai pe bancă și povestea Nea Puiu că după meci ai mers la el și ai spus: Nea Puiu, trebuia să mă ții pe teren, că îl trăgeam eu de mânecă pe Dorinel, îl puneam pe Cernat să bată și țineam mingea acolo în colțul terenului. Da, și asta, dar mai ales Laursen, care a dat golul, era fundașul central care m-a marcat pe mine. Și probabil dacă eu la cornere aveam, să spun așa, trebuia Nea Puiu, îmi spunea să stau sus, îmi vin în careu. Îl țineai acolo. Și probabil stătea cu mine acolo. România-Olanda 1-0, octombrie 2007, în sfârșit calificare, Euro, da? 2007, la Constanța 1-0, Constanța, gol, da. Goian. Golul lui Goian, da. Da, nu mai știu dacă, cred că eu am centrat, dacă nu mă înșel, pe tot așa în tarea. Din nou site cu prietenul Vasaras la centru, dar nu mai contează. Da, uite, Vasaras, nici nu știam că... La centru, da. De atunci ne-am împrietenit noi cu Vasaras, de la meciul ăla, probabil. Da, dar nu cred că a fost, pentru că Vasaras, chiar dacă era la centru, tușierul, decizia era tușierului dacă era upside, dacă a fost upside, deci... dar în fine... Poate un moment unic, când împotriva unei mari echipe ne ajută și pe noi, sau, să spunem așa, în favoarea noastră, o greșeală de arbitraj. Dar în afară de asta, eu cred că rămâne oricum prestația echipei, care a fost solidă, care, dacă ne aducem aminte ce echipă avea Olanda, să vedem că erau niște jucători de top. Și calificarea, bineînțeles, și dacă nu mă înșel, am fost și grup. Unul dintre golgheterul grupei, dacă nu știu, sau unul dintre golgheteri. Eu cu
ăsta mare acum, mai că Kohler. Cum îl cheamă pe ăsta? Jan Kohler. Jan Kohler. De la Ceh. De la Ceh. Este ultima mare victorie a României împotriva unei forțe mondiale, da? De la cel 1-0 contra Olandei. Rezultatele ne arată că n-am mai învins nicio mare putere. 2007, suntem în 2022. E ceva cam neregulă. Cam mult. E ceva neregulă. Cam mult, cu toate că trebuie să ne dea de gândit. Chiar mă gândeam așa, și fiind antrenor și în România, la Universitatea Craiova 1948 și la Rapid acum, și acolo am avut aceeași problemă, ca să spun așa, până să intrăm la baza nouă, că faptul că nu aveam baza noastră unde să ne antrenăm și ne antrenăm pe un teren care până la urmă și nu putea să reziste prea mult făcând antrenamente fiecare zi. Și acum aici la fel, deci infrastructura, cât s-a investit în fotbalul european în infrastructură față de cât am investit noi și aici, nu mă refer doar în stadioane, pentru că așa cât de cât stadioane, ceva stadioane am făcut în România, dar mă refer la bazele de antrenament ale echipelor, care ar trebui, fiecare echipă ar trebui să aibă baza ei de antrenament, pentru că e casa, identitatea unei echipe și, bineînțeles, și gazonul trebuie să fie de foarte bună calitate pentru a putea dezvolta și antrena jucătorii în un anumit mod. Apropo de casa echipei, facem o mică paranteză legat de Rapid. Baza pro-Rapid știm că e una cu probleme, nu știm dacă va mai putea reveni la club. Ce se întâmplă cu baza pro-Rapid? Mai intră în ecuația clubului în vreun fel? Ai discutat cu conducerea, inclusiv detaliile astea ale unei case a Rapidului? Înțeles că de la vară, da, pentru că e important pentru echipă ca Rapid să aibă baza, e foarte important pentru a putea dezvolta și antrenorii pentru a putea lucra în liniște, nu numai cu echipa mare, dar și cu toate grupele de juniori. E important să și creștem cu, ca și Rapid să crească copii din propria pepenieră. Am înțeles că din iunie o să intrăm la bază lângă Rapid, acolo lângă Pro Rapid. Domnul Șucu a venit alături de noi și se lucrează la bază, e aproape gata și sper că în vară să intrăm. Undeva lângă Pro Rapid. Da, nu știu dacă se numește constructor, cred. Sau, ok. Da. Și practic acolo va deveni cantonamentul, cartierul general al clubului, da? Exact, exact. Și numai al nostru, dar și al Academiei, ceea ce stăm toți împreună, ceea ce mă bucur, pentru că noi, antrenorii, putem să stăm mult mai mult, să petrecem mult mai mult timp în bază și să punem lucrurile la punct și strategiile pentru echipă și metodologia de antrenament pentru Academie. Toate astea sperăm că de la vară să le putem face. Italia-România 1-1, Euro 2008, un moment delicat, da? Cu un penalti ratat de Adi Mutu, parat de Buffon. Cum a fost, ratat de Mutu sau parat de Buffon? E o întreagă filozofie aici. Da, corect. Dar a fost un gol și cu un gol al Mutu. E adevărat, e adevărat, corect. Exact de ce vorbeam și ce înseamnă mentalitatea românească în general. Nu? Căci ne gândim la ratare, nu la gol, la asta te referi? Exact, ne aducem aminte de un meci cu campioana mondială în titlu, care era atunci, sau era, da, a câștigat mondialul în 2006, era campioană mondială la ora aceea, venea un meci foarte important, eu dau un gol, lumea parcă a uitat. Ai ratat, dar nu că ai dat gol, deci... Într-adevăr, am și avut posibilitatea să dau al doilea gol și asta, da, dar penaltirile se ratează și se întâmplă astfel de lucruri. Mai ții legătura cu Gigi Buffon? În continuare, da. Ține ștacheta sus la Parma, da? Da, 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 incredibil la vârsta lui, e de sens să te dă seama. Am înțeles că vrea să mă joace, așa că nu o să ne mire faptul că nu mai vedem și sezonul următor la 44 sau poate încă două sezoane. Dacă el simte plăcerea asta și bucuria de a juca, bravo lui, de ce nu? Un privilegiu probabil pentru Man să fie coleg, să-l aibă în vestiar pe Buffon. Sigur, are multe de învățat, mai ales pe plan profesional, în sensul că Gigi Buffon a fost un super profesionist, experiență și titluri în spate foarte multe. Deci ar trebui să se folosească cumva de prezența lui Buffon în vestiar și să își însușească foarte multe lucruri. Ar fi benefic, foarte benefic pentru Denis și cred că e băiat deștept și va face lucrul ăsta.
Ți se pare un pas de reușit pentru Mihailă, mutarea la Atalanta până acum? Pas important, la o echipă în vogă, la câțiva ani. Pe vremea mea nu era așa în vogă, era o echipă care se lupta la retrogradare pentru a se salva. Dar în momentul ăsta e o echipă importantă al Italiei și în cupele europene. Deci Mihailă are chiar șansa să atingă, să spun așa, fotbalul la nivel înalt în Italia și sper pentru el, pentru că îl cunosc ca băiat, să reușească acest lucru. Răzvan Marin pare într-o stagnare la Cagliari. Ai aceeași impresie? A fost momentul Ajax, da, când toată lumea aștepta un boom, din păcate rateu acolo, din diferite motive. Vine experiența Cagliari unde pare în stagnare. Ești de acord cu perspectiva asta? Eu cred că fiecare jucător trebuie să... La jucătorii tineri, în special, nu putem să numim o ratare, o eșuare atunci când se duce la echipă și nu are un sezon reușit. Pentru că ei au nevoie de experiență și chiar dacă a avut un sezon nereușit și experiența probabil a fost negativă pe undeva, îl ajută în formarea lui ca jucător pe viitor, iar el s-a dus la Cagliari și după părerea mea și-a consolidat o poziție importantă la Cagliari, pentru că de multe ori a fost titular în echipă. Siguranță, dar el până la următorul sezon se așteaptă așa o explozie, pentru că altfel ar putea intra, așa cum spuneai, într-o stagnare și are și probabil din prim planul ăsta fotbalistic. Deci cred că este încă foarte tânăr. Nu foarte tânăr, este încă tânăr și cred că sezonul următor va fi decisiv pentru el. În cât timp crezi că îl vedem pe Cristi Chivu pe banca lui Inter la echipa mare? Deocamdată se prepară la echipele Under 21, da, a luat de jos de la Under 14, Under 15. Presupun că discuți cu Cristi din când în când, nu? Eram vorbit cu Cristi acum 2 săptămâni și am vorbit și de fotbal și de antrenorat în primul rând. Da, cred că are șanse mari ca pe viitor să fie antrenorul lui Inter, dacă și cum are, văd că am înțeles, are și rezultate acolo. Probabil va trece la anul și la primavera, o să spune, și parcursul pe undeva e desenat ca el să devină. M-aș bucura mult pentru el și sper ca să fie antrenorul lui Inter și într-o zi să ajung și în Italia să ne duelăm. Așa cum s-a și întâmplat ca fotbalist de altfel. Adi, o masă interesantă în Republica Dominicană cu Lippi, da? Ai postat la un moment dat o poză de acolo. Povestește-ne un pic cum a decurs, ce ați discutat. Dacă țin legătura cu Lippi? Da, țin legătura. Am vorbit și la telefon. De câte ori am posibilitatea de a mă întâlni cu el, mai ales că își petrece foarte mult timp în Republica Dominicană, pentru că este o persoană căruia îi place soarele și îi place să stă la cald, practic el doar vara se întoarce în Italia. La familie rest, pe timpul iernii, își petrece la casa lui din Dominicană. De câte ori mă duc în Dominicană și mi se întâmplă să mă duc și de 2 ori pe an acolo în vacanțe, și este acolo, mă duc să mă văd cu el și să vorbesc, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante pe care reușesc să le fur așa de undeva din experiența lui și să mi le și însușesc și sunt multe lucruri la care mă face să mă gândesc ca antrenor acum și și încerc undeva să înțeleg așa filozofia și psihologia acestui antrenor de mare, mare valoare, pentru că probabil unul, sau nu știu dacă e cel mai titrat, dar probabil, și mă refer la campion mondial și așa mai departe, dar probabil cel bun între cei mai valoroși din acest sport. Deci sunt norocos că am posibilitatea asta și, bineînțeles, am și o relație foarte bună, pentru că el este un fel ca, să spun așa, îi place foarte mult, cunoaște și copiii, familia, soția, toată lumea. Adică, de exemplu, acum îl educa și pe Tiago de la masă, când un copil se mă uită la telefon, îi spunea nu, și el se uita pe undeva așa la mine, copilul, și îi spunea, vezi că a fost antrenorul meu și vezi că e dur. Ascultă de el. Da, pentru că el, Lippi, ce avea, era foarte respectat în vestiar și atunci când eu am ajuns la Inter, în vestiar erau din 20 de inși. 13 probabil erau dintre cei mai valoroși din lume și mă refer la Roberto Baggio, Ronaldo Brazilianu, Javier Zanetti, Laurent Blanc, Vieri, Panucci, Peruzzi,
Di Biagio, Moriero, Recoba. Numai grei. Dacă îți dai seama la ce fotbaliști am spus acum și omul ăsta reușea să-i țină pe toți în frâu și să se facă ascultat, ceea ce m-a impresionat și sper ca și eu într-un tip să pot gestiona un vestiar așa cum îl face. Ce ai învățat cel mai mult? Cu ce ai rămas cel mai mult de la Lippi? Sau ce sfat interesant ți-a dat poate după ce ți-ai început cariera de antrenor? Și ți-a rămas în mod cel special întipărit? Cel mai interesant care mi s-a părut. Bine, multe, dar așa unul care... Nu că nu știam, îl știam pe undeva, dar nu am gândit foarte mult așa la faptul ăsta. El mi-a zis... zice... Tu câte sisteme știi să faci echipa să joace și să le antrenezi? Și eu zic, păi toate. Normal. Ok, care îți place ție cel mai mult? Și eu spun, mie îmi place 4-3-3 cam cel mai mult. Îmi place și și alte sisteme, dar să spun așa, un 4-3-3 mi-a plăcut pentru că l-am și jucat la Fiorentina cel mai mult și e un sistem pe care îmi place, știi, pentru că are foarte multe geometrie, foarte multe triunghiuri. Zice, și acum, dacă nu o să echipă, joci 4-3-3? Și eu zic, da, mă gândesc să joc 4-3-3. Și atunci spune, dar tu, că nu știm care echipa, nu te-ai gândit întâi să, da, nu te-ai gândit întâi să vezi ce jucători ai și dacă se mulează pe calitățile la 4-3-3? Dacă și îți permite aia, lotul, probabil. Și după aia mi-a venit ideea. De fapt, ce vreau să-mi spun e că un antrenor nu trebuie să plece de la început cu ideea de a juca un sistem căruia... care îi place cel mai mult sau care îl gestionează cel mai bine sau îl antrenează cel mai bine, ci te duci acolo și vezi ce calități ai jucătorii tăi și pe ce sistem se mulează jucătorii tăi. Și asta îmi povestea și el că la echipa națională el a schimbat atunci când a câștigat mondialul. El a schimbat sistemul pe care el îl plăcea pentru că jucătorii nu aveau calitățile în sistemul ăla și așa a câștigat mondialele. Adică spune atât de important ca jucătorul să poți să te folosești de calitățile lui cel mai bune și atunci pe postul care trebuie și în sistemul care trebuie. Deci cam ăsta a fost un sfat care foarte bun pentru viața unui antrenor. Prandelli, antrenorul tabu pentru tine, da, omul care te-a ajutat enorm în carieră, și Prandelli despre care s-a spus în spațiu public că urma să intre în stafful tău în situația în care ai fi primit oferta din partea federației. La ce nivel erau discuțiile astea cu Prandelli și ce ar fi trebuit el să facă dacă intra în ecuația asta? În negocierile mele cu federația care le-am avut și față în față cu președintele Burleanu, gen contractul pe masă de cifre și așa mai departe, așa cum au avut și ceilalți, probabil, contracandidați care erau la... Ce vreau, am discutat foarte clar și de rolul lui Prandelli, care era consilierul meu tehnic, ceea ce înseamnă, ca să traduc așa puțin, deci eu făceam toate antrenamentele, el se uita și tot timpul eu mă consultam cu el în anumite decizii. De ce? Chiar dacă eu am vrut lucrul ăsta, bine, mai pe lista mea mai era, vreau să am doi și Iliu Dumitrescu, pentru că vedeam dintr-un punct de vedere al analizei pe care să o fac, adică încercam să-mi adun oameni lângă mine, cum încep de altfel și acum, pentru că și aici am un staff numeros, să aduc oameni, păreri cât mai multe, dar în care eu pot să mă inspir și în care eu pot să înțeleg mai bine situația în momentul respectiv în care sunt sau o decizie pe care o iau să încerc să o aduc să fie cât mai bună, știi, pentru grup în general și pentru mine atunci când iau decizii. Deci cam ăsta era rolul lui. Restul e un consilier, nu știu. Ce ți-a spus când s-a tras concluzia că nu vrei să fii selecționer? Am vorbit, erau când am fost la negocieri cu domnul Burleanu, bineînțeles că atunci l-am sunat și pe Prandelli de față cu Răzvan Burleanu și a acceptat pentru că era nevoie și de... Pentru că am zis că face parte din echipa mea, a acceptat, deci era totul ok. Când după aia l-au ales pe Dinescu, normal că el știe și el foarte bine cu ce să mănâncă acest sport și că în viață un președinte, că el de federație sau că el de club, are două, trei nume pe o listă și din numele alea se alege unul.
Sunt lucruri care se întâmplă, sunt lucruri normale, pentru că e un lucru normal să negociezi cu mai mulți antrenori, pentru că vrei să vezi punctul lor de vedere, vrei să vezi contractual cum stau toți trei, vrei să le înțelegi filozofia, vrei să vezi ideile despre cum văd ei echipa națională în cazul ăsta sau în cazul unui echipe de club, cum vezi tu filozofia și ce strategie ai pentru acest club. În perioada negocierilor ai lăsat în așteptare oferta de la Kishvarda, da? Știu că ai mai avut o ofertă și din zona arabă, dacă îmi amintesc eu bine, chiar da. Tu ai evocat-o la un moment dat, așteptând răspunsul final de la federație. Când s-a tras linie, ai fost cumva, te-ai simțit poate frustrat, poate dezamăgit, că până la urmă bila albă n-a căzut pe numele Mutu? Nu. Și nici nu mi-a părut rău și ca dovadă. Mi-am găsit după câteva săptămâni angajament la Rapid, o echipă mare, după părerea mea. Nu, într-adevăr am fost și nu-mi pare rău pentru că echipa națională merita și riscul ăsta. E adevărat că în perioada respectivă au fost niște contacte chiar cu Gigi Becali pentru FCSB, ți-a propus să mergi acolo la un moment dat, fiindcă și astea au fost niște vorbe în spațiu public. Nu, cu Gigi Becali n-am vorbit niciodată lucru. Adică am vorbit la telefon, dar nu despre asta, am avut o problemă de COVID cu părinții mei, în care Gigi Becali m-a ajutat la momentul respectiv, dar de Steaua și de lucrurile astea nu am vorbit. Ne întoarcem la campionatul intern, da, Argeșul tău prinde play-off-ul la mustață, da, termină sezonul regulat pe locul 4 în condițiile în care 29 de etape n-a fost niciodată în zona de play-off, da? Ce spune echipa de astăzi a Argeșului? O echipă care muncește foarte mult și a muncit și își merită calificarea în play-off. A avut doi antrenori, mă refer la Prepeliță și la Mihainovski Junior, foarte buni. Acum au avut, pentru că Mihai, cum știm, a renunțat, da. Și în Prepeliță, care a continuat această muncă foarte bună, de altfel, și eu cred că merită și Piteștiul ca oraș și, în primul rând, echipa și, în primul rând, Prepeliță ca antrenor, pentru că a făcut o treabă foarte bună. Cum vezi tu cumva de la distanță, dar ca piteștean, da, jet by jet, da, ceea ce se întâmplă în relația asta și a intervențiilor primarului, da? Sunt foarte multe momente tensionate, da, chiar când echipa se califică în play-off, apar momente în acestea mai dure din partea primarului. Da. Cum vezi toate chestiunile astea? La FC Argeș? La FC Argeș, da. Primarul Gentea, care apare în anumite momente... Steul, suntem prieteni, sunt prieteni cu primarul. Acum nu te gândi la prietenii, ne cunoaștem, normal, amici. Că suntem amici, ne mai auzim și la telefon, vorbim de, până la urmă, echipa noastră de suflet, pe Chargers, dar nu știu exact ce se întâmplă acolo și cât de mult intervine primarul în viața unei echipe. Dar să nu uităm că președintele Jean Vlădoiu, cred că e pe măsură și poate să gestioneze acest lucru, adică echipa, clubul are un președinte... valoros și ca fotbalist și cred că și experiența pe care a căpătat-o în federație îi permite să gestioneze astfel de momente. Acum nu trebuie nici să punem deoparte sau să uităm implicarea și ajutorul primăriei care l-au avut. Am văzut și eu unele ieșiri ale domnului primar care până la urmă nu erau, să spun așa, sau poate nu creau așa foarte multă problemă în echipă, erau niște nemulțumiri ale dânsului față de unii care de cel mai mult erau acuzau și nu apreciau ajutorul lor. Eu cred că e important ca cu cei de la primărie sau de la Consiliul Județean să fie alături de echipă, dar e și foarte important să lase oamenii pe care i-a pus în cadrul clubului să-și facă treaba. Lupta la titlu ți se pare închisă în momentul ăsta? Adică CFR-ul, chiar dacă mai sunt acum doar 5 puncte, ți se pare o echipă scăpată spre titlu? Nu mi se pare și trebuie să fii foarte atentă. Mai sunt 7 meciuri și FCSB-ul mai are de recuperat 2 puncte. Da, fiindcă pormem meciul direct în ultima etapă, cumva. Păi da. Pe undeva și ghinionul ăsta lor, că e meciul în ultima etapă și face ca, dacă pierd în astea, pierd pe drum 2 puncte să se joace direct cu trofeul pe masă, dar într-adevăr victoria asta în extremis a FCSB-ului acum din etapa asta chiar contra FC Argeșului, Prepeliță,
a făcut și egalul pe care l-a avut CFR-ul la Faro, Constanța a făcut ca să recupereze deja 2 puncte. 7 etape sunt multe, poate și FCSB-ul să scape puncte pe drum, dar cu siguranță a făcut lupta mult mai plăcută pentru noi, cei care ne uităm de afară, la campionat. Știu că pregătești niște memorii, nu? Ne povestești un pic? Urmează să le lansezi, da, și poate urmează... ne povestești poate și un episod necunoscut care urmează să-l lansezi în memorie. Nu, nu pot, pentru că da. Doar unul. Acum o lună am ajuns la un acord cu Boxon, editura Boxon, pentru a scoate, în sfârșit, zic eu, o carte. Da. O carte care... De ce spun în sfârșit? Pentru că am avut, să spun, nu știu cum să le numesc, cereri sau au fost oameni care au venit la mine, haide să scrii o carte, hai să-mi povestești. Niciodată, nu știu, parcă nu am simțit așa că nu e momentul să fac lucrul ăsta. Iar de o ceva perioadă de timp, de când m-au abordat, între altele, părerea mea, una dintre cele mai bune din România, Edituri Boxon, și faptul că profesionalismul de care au dat dovadă și faptul că noi din cartea asta avem să transmitem un mesaj și în special către tinerii sportivi ai României, m-a făcut să simt că e momentul de a face o carte, nu de gossip, nu de cancan, ci o carte care transmite și poate ajuta și un singur sportiv, tânăr sportiv, dacă îl ajut, cred că mi-am făcut treaba. Vei povesti strict experiențele, urcușurile și coborâșurile din perspectivă sportivă, înțeleg, da, acolo, da? Exact. Și probabil multe episoade necunoscute, mi închipui. Exact. Nu vrei să ne spui unul? Nu pot să spun, pentru că lucrăm la ea și sperăm că în 4 luni să fie gata și atunci o să-ți dau una și sper să te bucuri. Ai și... deja un titlu al cărții? Cumva, nu mă gândesc deja la titlu. Vreau să întâi să citesc manuscrisul și după aia să... Titlul parcă o să vină de la sine. De la sine, nu cred eu, nu? Că nu am dat asta, nu știu, eu, Adrian Mutu, fenomenul, briliantul, nu știu, nu am dat asta. Vreau să fie... Cartea asta vreau să ajute tinerii fotbaliști, vreau să ajute oamenii care au trecut sau trec în dificultate pe orice plan. Asta este scopul meu, vreau să-mi folosesc experiența sau experiențele mele negative și cele pozitive pentru a transmite și a ajuta tinerii din ziua de azi. Adrian, lumea cuprinsă de teroare, de acest război din Ucraina, da, cu efecte la scară planetară, da, Chelsea prin Roma Abramovich este unul dintre cluburile afectate. Cum crezi că va reuși Chelsea să iasă din acest vârtej în vreun fel? Tu ai avut contacte cu Abramovich, cum l-ai cunoscut pe acest om? S-a părut un persoană foarte, foarte liniștită. Prea mult, dai seama că nu am ajuns să-l cunosc. Am fost invitat odată acasă la el, pentru că Nicolae, băiatul lui, draghetele mele, plăcea, eram unul dintre favoriții lui. Persoană normală, care avea foarte multă ambiție de a intra în lumea asta fotbalului și de a face performanță. Partea asta cu războiul e ceva care ne lovește pe toți din toate părțile, mai și mai ales la nivel uman, pentru că vedem ceea ce se întâmplă și când stau să mă stăm să ne gândim că e foarte și foarte aproape de noi, parcă... Ce așa, teamă, într-un fel? Nu pot să spun că mi-e teamă, dar nici nu pot să spun că sunt indiferent, știind că e lângă noi acest lucru și, adică, nici nu vreau să mă gândesc la faptul că am putea fi implicați într-un fel în acest... Chiar dacă suntem cu NATO și așa mai departe, facem parte din... Dar, practic, efectiv să se întâmple ceva pentru noi toți și copiii noștri, bineînțeles. Revenind la Chelsea, Chelsea trece printr-o criză financiară din cauza faptului că, știu de toată lumea, nu? Că blocat tot ce înseamnă Roman Abramovich și tot ce are legătură cu el, dar eu cred că Chelsea, să nu uităm că totuși această entitate ca Chelsea aparține englezilor, chiar dacă e patronată de un rus. Și aici cred că englezii ar trebui făcut ceva să nu se piardă acest club, adică un club care în ultimii ani obține niște trofee importante, să dispară așa data, pentru că totuși e ceva
care a reprezentat ca imagine Anglia și un bun al lor, pe care ar trebui să aibă grijă. Bun, aici club de vânzare, da, crezi că ar trebui să intervină guvernul britanic, de exemplu, sau la ce te gândești? Nu știu, la orice sau la ce, la un om de afaceri de acolo, pentru a nu lăsa clubul ăsta să... Sau măcar să-l salveze temporar, cum a, da, să-l țină să pline nu, de plutire. Să nu lase clubul ăsta să se ducă în faliment, sensul ăsta. Adică cine intră, trebuie să intre cu aceeași forță ca Abramov, sau poate mai mare, dacă... Au, dar clubul ăsta trebuie să nu la nivelul la care a fost, indiferent că... Adică nu știu de ce clubul ar trebui să... Sau nu că nu știu. Nu e ok ca clubul să sufere și tot ce înseamnă ca entitate Chelsea, pentru că are un patron rus. Nu? Ar trebui ca undeva salvat clubul ca entitate și separa cele două lucruri. Pentru că e păcat pentru Anglia, în primul. Și pentru fotbal, în general. Ce simți când vezi toată imaginea asta care rulează din Ucraina, copii, femei, tristețe, lacrimi? Te-ai implicat în vreun fel în povestea asta a refugiaților? Da, da, am fost și noi implicați, prin brandul meu e fenomenul. Ce simt este că, mă cred că toată am zis, schimbă, pune altceva, că nu mai suport să văd. Pentru că atunci când te uiți la niște imagini și normal că... rezonezi pe undeva așa cu tot ce se întâmplă acolo și cu oameni de acolo și încep să te gândești, eu nici nu mai vreau să mă gândesc la lucrurile astea pentru că... Exact, mă încarcă și sunt lucruri care sunt așa de aproape de noi, care știi, te face să te gândești la alte lucruri, dar tot ce sper e ca să termine cât mai repede și să se intre normal, pentru că oricum, cred că mulți ani de acum încolo vom suferi pentru nici o lună. Ți s-a întâmplat să plângi când ai văzut anumite imagini, poate la început? Nu, chiar să plâng, dar foarte impresionat și foarte emoționat, mai ales când vezi atâta lume că suferă. Și poți să spui vinovați, nevinovați, pentru că dar oamenii de rând, în general, care suferă și copiii care asta te face să te gândești că, nu știu, trebuie să facem cu toții ceva să oprim acest război. Adică mulțumiri, haide să încheiem, te rog, cu meciul tău de retragere, da, Sport Festival, în iunie, la Cluj. Povestește-ne un pic în ce stadiu mai e organizarea, nu, ce confirmări clare ai în momentul de față. O să ieșim cu ceva mai concret și despre cine va fi, asta o să-i las pe organizator, pentru că chiar ieri am fost la Cluj, sau înainte de a veni... aici la voi am fost la Cluj și am mai lucrat puțin la prezentare, am avut niște lucruri de filmat și tot așa. Suntem pe, nu pot să spun că suntem în linie dreaptă, dar suntem foarte aproape de acest eveniment, abia le aștept, pentru că este și în cadrul Sports Festival care se întinde pe 3 zile. Avem jucători de mare valoare străini, jucători de mare valoare români care vor fi alături și vor juca alături de mine. Să aibă spectatorii care vor veni și cei prezenți să aibă parte de surprize și sper să se bucure toată lumea, pentru că de ce nu din an în an să mai facem așa că un meci între staruri, așa să vadă și tinerii și viitorii fotbaliști, nu știi, să poată să aibă, ia contact, așa să spun, cu jucători de calibru ăsta. Abia l-aștept. La un moment dat se vorbea de faptul că tot i-a confirmat, nu, Del Piero, Cannavaro sunt, de exemplu, Gattuso, sunt toți confirmați în momentul ăsta? Pirlo, da? Mai ne dai încă un nume nou, să zicem, pe listă? Păi, aproape de... Deci este Luca Toni, Gilardino, da? Aceștia sunt... Hagi, bineînțeles că va fi prezent, da? Normal. Hagi, că de toate am jucat puțin... Cum l-am convins pe Gică, a fost faptul că i-am zis, băi, Gică, zic, și tu m-ai luat la tine? Că nu știu dacă știți, dar și eu am fost la el și cu toate, că bine, nici eram foarte mic, dar eram o promisiune, aia zis, vină să joci, și chiar am jucat puțin. Și am zis, acum, chiar dacă, nu știu, am jucat foarte multe meciuri, foarte puține meciuri împreună, dar vreau să, pentru că te admir foarte mult, vreau să faci și tu parte, să fii lângă mine acolo și să faci parte din echipa asta, pentru că aș fi visat să joc mai mult cu el și probabil îl întreceam de mult la goluri dacă el îmi dădea pase. Adrian, mulțumesc foarte mult, toate cele bune și succes pe Banca Rapidului. Mulțumesc, domnule.